Gălățenii care locuiesc în cartierul Barboși sunt parcă rupți de lumea modernă a Galațiului, deși plătesc aceleași taxe cu cei care stau în centrul orașului. Străzi neasfaltate de zeci de ani, fără canalizare, fără rețea de gaz sau școală. Aceasta este viața cu care localnicii din Barboși s-au obișnuit. Oamenii care locuiesc de o viață aici au atâtea nemulțumiri adunate de-a lungul anilor, încât s-au săturat să se mai plângă. Uitați-vă dumneavoastră un cartier a Galațiului care nu are apă curentă. Nu are apă curentă. Deci nu are canalizare, nu are, cum mai vorbesc, de gaze, ca să fie un lux. Mile importante, bănuiesc că este, nu se termină strada asta de aici până acolo, deci acolo e asfalt, aici nu este. Canalizare, nu există așa ceva, nu există, deci e făcută apa potabilă până acolo, de aici încolo este mai puțin posibil. Este al Galațiului, dar ce să vă spun, aici n-are cum să fie canalizări. Aici sunt niște oameni care au grădină și cresc animale, altceva nu poate să fie nimic. Dar dincolo, mai în centru, n-ar putea să fie canalizare? Dar nu e centru nici aici, e la fel, aceeași situație. E aceeași situație. Sunt care și-au forat fântâni, au fântână. Cum este dânsul, are fântână acolo în curte, a forat la 30-40 de metri, are pompă, își trage apă și udă unde are nevoie în grădină. Apă, canalizare, gaze, lipsă, drumul nenorocirii. Ce să vă spun, mai am făcut atâtea intervenții pe la primărie, pe toate părțile. Am răspunsurile lor date, am fost în audiențe la primar. Este un părculeț ăla de copii. Veniți mă cu motocositoare. E păcat, copiii au toată vara la dispoziție să joace și ei. Uitați-vă acolo, filmați, vedeți și bălării sunt. N-am, că dacă eu eram în putere, mă duceam și făceam, da? Asta e situația. Adică n-am tăit o iarbă acolo și acum. Da. Cu sapă. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, cei din Barboși trăiesc cu frica în sân, că la orice ploaie mai puternică, curțile și casele lor ar putea fi inundate de apele Siretului. Localnicii din Barboși spun că nu mai au nicio speranță că problemele lor se vor rezolva.